Salutări, dragi tuberi! Bine ați venit la un nou joc de Civilization, sau primul joc de Civilization, dacă nu ați mai găsit alt Let's Play până acum. Va fi un joc în stil tutorial, pentru cei care nu au mai luat până acum contact cu Civ 4. Știu că Civ 5 a apărut și are un foarte mare succes, dar mulți dintre utilizatorii Civ au decis că vor să rămână la Civ 4 pentru că are un nivel de, eu știu, poate interfața sau poate pur și simplu gameplay-ul fac acest joc să fie un pic mai fun decât Civ 5. Așa că o să jucăm în Civ 4. O să jucăm random, practic la orice, pe Immortal. Nu vom încerca încă Deity. Ar fi frumos să reușim să reușim o victorie, așa ca și prin filmuleț. Numele meu este Tudor, apropo. Singura setare care o voi schimba este că jucăm pe Pangea. Pangea ce înseamnă? Vom toate civilizațiile care vor fi în joc, toate cele 7, inclusiv eu, vom porni pe același continent. Deci e mult mai simplu să te duci spre un Domination sau spre un Conquest, pentru că toată lumea este pe același continent și nu trebuie să-ți mai faci bărcuțe. Nu vom alege un lider, avem mulți lideri din care am putea să alegem, dar încercăm un random la început și în funcție de cu cine vom pica, vom adapta și stilul de joc. Nu uitați, este totuși dificultatea Immortal, așa că ar trebui să fie destul de dificil. Isabella, ok, Spiritual, Expansive. Spiritual e ok, Expansive, așa și așa. Nu sunt rele traiturile, nu au deloc sinergie între ele, totuși. Spiritual, practic, construiești templele mai repede și nu mai ai anarhie atunci când vrei să faci o revoluție. Expensive înseamnă puțin mai mult health și cred că workerii produce un pic mai repede. Starting tax, pornești cu misticism și cu fishing. Cam nasoleală din punctul meu de vedere la starting tax. Misticismul nu prea te ajută, decât dacă vrei să mergi, eu știu, Oracle sau ceva de genul ăsta. Fishing e ok dacă ai un coaster start și e posibil chiar să fim în situația asta, deci să spunem că fishing e ok, dar sunt amândouă tehnologii destul de ieftine. Aș fi preferat poate un mining, agriculture sau the wheel în locul oricăruia dintre astea două. Ca și unique units, conquistador în locul firesarelui. Conquistadorul este practic un firesar, dar este cu plus 50% împotriva melee. Adică practic pikemenii nu o să mai conteze. Nu știu dacă mai are și altceva, nu. Practic asta e totul acest firesar sau conquistadori. Deci împotriva longbowmanilor practic nu se schimbă nimic. Dar oricum, sunt ceva mai bun decât firesarii normali. Cât despre unique building, dacă vom decide să mergem la război cu unități medievale, acest citadelă dă new siege weapons receive plus 5 experience points. Deci practic poți să-ți faci trebușeturi cu City Attack 3, City Raider 3. Și alea sunt extraordinar de bune, dar nu știu exact dacă le vom folosi sau dacă vom folosi conquistadorii. Trebuie să vedem exact ce avem pe hartă, dar ar fi interesant și fun să încercăm. Ia să vedem ce avem aici. Nu am pornit pe coastă. Asta e un pic ciudat. Și am lăsat, se pare că toate setările, da. Ok. Hai să vedem ce avem aici. Nu ne vom muta pe coastă, dar
E o capitală foarte proastă asta. M-aș muta aici, dar mi-e frică că nu o să mai am altă mâncare, așa că o să pierd această mină, dar o să am un hammer în plus. Și sper eu să ne ajute asta. Au, uite, mai avem un pic. Ok. Sper eu să... să ne ajute. Vom începe cu un worker. Practic, dacă îți pui orașul pe acest hill, plain hill, deci sunt două, acesta are doi hammeruri, acesta are unul singur, vei primi al doilea hammer în oraș. Ceea ce e foarte ok, pentru că atunci workerul ăsta mi-a mult mai puțin timp. Okidoki. Să vedem, mergem agriculture prima dată, să putem iriga acel corn. Și cred că imediat după o să mergem animal husbandry, e posibil să avem cai undeva în zona asta. Și ceva resurse în zona asta. Nu e rău deloc. Și un scouter. Și Elizabeta. Elizabeta. O să punem punctele de spenaj pe Elisabeta, pentru că de obicei se descurcă destul de bine cu... Oh, avem și piatră. Cu tehnologia, așa că o vom folosi drept... Julius Caesar. Ok. Rămânem cu punctele pe Eliza. Dar nu văd nimic în partea asta, deci avem ceva oportunități de dezvoltare în nord-vest. Vedem dacă mai avem altceva pe aici. Un lup. Nu pare să avem mâncare costală. Și-l avem pe Suleiman lângă. Deci nu e chiar cel mai bun lucru, dar... da, cred că o să mergem direct Animal Husbandry. Sună chiar foarte bine. Asta o să-mi fure Tribal Village-ul. Nu știu dacă mă duc eu să-l iau. Nu cred că îl vede încă. Acum sigur îl vede. Îl va lua, nu mai am nicio șansă. L-am pierdut pe acela. Sper să nu fie hostile. Warrior. Fugim de acel urs. Are strength 3. Nu vrem nici warrior-ul nostru. Thank you very much. Din nou map. Ok, deci avem un pic de pește acolo jos. E ok. Avem și marmură, avem și piatră. Excelent, aș putea să spun. Avem și altceva, nu? Deci e destul de clar ce avem aici în zona. Nici nu cred că trebuie să mai descoper prea mult cu acest warrior. Probabil mă gândesc că asta este oportunitate care o să iau. Probabil mă gândesc că ar trebui să-l aduc înapoi să fac barb spawn pentru, eu știu, dezvoltare. Din ce văd eu aici, avem infinit spațiu, deci pentru probabil 10 orașe lejer. Și nu e rău. Hai să facem așa. Deci aici cu siguranță un oraș. Mă gândesc chiar pe floodplains, dar nu. Primul oraș va fi cu siguranță acesta. Nu sunt așa de sigur că va fi acesta, pentru că nu avem iron working, deci nu putem scăpa de gemuri, de jungla din prejur și nu putem lua acel happiness și comerț de la gemuri. Dar în schimb aurul ăsta cu siguranță îl putem lua. Și
Cred că o să mut capitala, dragi telespectatori și participanți la acest joc de Civilization. Nu știu exact ce o să fac, care va fi următorul oraș. Haideți să mai vedem exact înspre cine vrem să ne dezvoltăm. M-am întâlnit deja cu 3 alte civilizații, dar nu văd niciun alt oraș. Așa că... nici măcar nu cred că să merită. O să mai fac o fermă la Madrid. Pentru că n-am ce să fac altceva cu worker-ul până descoperă în față în drum. Salut! Ah, uite aici e domnișoara englezoaică, e cam departe. Mă gândeam dacă pot fura un worker, dar e cam departe și nu cred că e cea mai bună idee. Totuși ar trebui să mă hotărăsc unde va fi următorul meu oraș, asta este destul de important. Aici nu e rău. Aș putea să mă duc cu poterii să fac, totuși nu știu, cred că totuși pe acest deșert. Dar misticism, aș putea să începuiesc un monument dacă merg direct bronze working și să lucrez această mină de aur. Pot să mă și dezvolt un pic și eventual am 1, 2, 3, 4, 5, nu prea am mâncare totuși în orașul ăsta, dar oricum 1, 2, 3, 4, 5, mă uit câte river tile-uri am să văd câte cottages aș putea să fac în acest site. 6, 7, 8, ăsta nu cred că e river tile, 9, 10, 11, deci probabil că următorul oraș va fi aici, pe acest deșert și vom transforma un tile... care practic acum nici măcar nu contează, îl vom transforma în ceva bun. Și vom muta capitala aici. Din păcate nu am the wheel ca să pot să fac un drum. Așa că până una alta mă duc să văd ce e în partea aia. Și aici e și în partea asta. Hai să mă întorc totuși cu warrior-ul ăsta. Nu o vom ataca pe Eliza. Nu are sens. Aici e Suleiman. Salut, Suleiman. Julius Caesar converts to Hinduism. Ok, deci avem ceva religie. Ok, Ramses. Ramses ăsta de obicei, fiind industrious, unul dintre traiturile lui, are tendința să facă diverse minuni. Așa că e un oponent bun de, bun de cucerit, dar... Nefiind vecinul nostru, nu știu dacă are sens să ne concentrăm pe asta. Nu vrem să-l supărăm prea tare pe Suleiman. Dar în schimb, ar fi de preferat să-l blocăm, să nu se dezvolte pe partea asta. Și totuși marmura e cam departe. Nu cred că vom atenta la ea. Din păcate nu e un warrior. Parcă aș fi făcut o ghidușie cu acel worker. Și tocmai ce mi-am dat seama... Montezuma. Ok. Deci avem un pic de ură între Montezuma și Roma. Nu încă, dar vom avea. Și iată Turcia s-a dezvoltat înspre nord-vest. Așa cum credeam că o să mă dezvolt și eu. Ceea ce este foarte bine. Ok, nu avem deloc pește aici. E un pic ciudat. Nu știu care e cea mai bună variantă. Cred că vom face barb spawn undeva pe acest hill. Vrem să atragem câțiva barbari, să-l aducem pe băiatul ăsta. Poate la nivelul 4 să putem să facem heroic epic. Și cu acel worker vom merge să improve the pigs. E greu în română. Acum un pic trebuie să luăm câteva decizii.
wheel. Clar că avem nevoie de the wheel. Dar rămânem fără producție totală în capitală, deci practic nu putem să facem nimic. Mining bronze working. Nefiind pe river tile, cât mi-am dat eu seama, nu spune doar fresh water, dar cred că e... Nu pot să văd? Fresh water. Știu că e fresh water de la acest lac. Dacă era... dar oricum mi-ar fi trebuit sailing, cred, nu? Nu știu. O să mergem mining. Dar de fapt, degeaba merg mining, am nevoie de bronze working, ceea ce e imposibil. Mergem de wheel. Ok. Deci cineva ne-a atacat acolo. Ei, da, asta e un pic problematic. Râul acesta, dacă aș putea să-l iau. Ia să verificăm o secundă cum este cu traiturile Izabelei. Deci suntem expansive odată, nu? Fast production of worker, double speed, granary harbor. Deci, în primul rând, vom merge probabil pottery și ne apucăm de cottages și în capitală și în al doilea oraș. Ideea este să facem un pic de rexing. Pentru cei care nu au mai auzit conceptul ăsta, e practic un expanding așa mai agresiv. Mergi pe multe cottages și practic te duci cu orașele cât poți. Avem loc, putem să facem asta. Avem ceva râuri pe aici. Relieful pare să ne permită. Avem aici putem să blocăm chiar cu primul oraș. Și cred că o să renunț la acest clam. Bine, mi-ar plăcea să mai fac un oraș aici dacă se poate. Vom încerca. Ia chiar să facem o mapare a orașelor eventual. Un oraș aici mi-ar plăcea clar și să mă bat, eu știu, cultural cu Suleiman. Sau poate un oraș defensiv aici. Din păcate nu prea poți să faci un oraș defensiv. Din păcate. Cred că o să renunțăm totuși la acel marble. Nici nu știu măcar ce timp vom avea de minuni. Cred că aici va fi un oraș. Și vom putea lucra toate cottage-urile astea foarte frumos. Deci 5 orașe deja le avem asigurate. O să fac un settling mai agresiv în partea asta dreaptă. După care, imediat cum luăm iron working, încercăm să luăm căluții. Și vom încerca să facem ceva cu conquistadorii. Dacă nu, vom folosi trebușeturile, așa cum am zis încă de la începutul jocului, pentru că vom avea acea experiență. Taking cred că se poate face. Cu această mină de aur ar trebui să putem să avem suficient comerț să ne dezvoltăm. Plus cottage-urile. Deci, într-un final ar trebui să fim ok cu asta. Și practic toată partea asta va fi blocată. Avem o grămadă de munți aici unde Suleiman nu poate să se infiltreze. Probabil că locul acesta nu îl vom putea lua. Nu va fi prioritatea numărul 1. Aceste două orașe vor fi primele două. Pentru că avem river tiles și avem nevoie de cottage la greu. Iar acest oraș nu prea avea mâncare din ce văd eu. Deci probabil că aici va trebui să-l fac. Și cred că e o idee mai bună. Îi voi lăsa lui Suleiman în partea asta. Probabil că își va trage un oraș pe aici pe undeva. Din păcate. Deci trebuie două orașe. Unul după celălalt practic. De fapt nu ar fi asta un oraș chiar mai bun? Nu. Chiar între râuri aici ar trebui. Problema e că nu avem fresh water. Și asta o să fie o problemă cu health, pentru că în general capitala vrei să-ți o dezvolți cât mai mult posibil.
Dar cred că totuși am ajuns la un final pentru primul episod. Deci vom lua o pauză. Și în episodul următor, offline o să mă mai gândesc unde e cel mai bine să îmi plasez orașele. Iar în episodul următor vom încerca să mergem de Will Pottery și să începem colonizarea acestui frumos pământ. Deci, până data viitoare, numai bine, v-am pupat!